Ziua Internațională a Monumentelor Istorice și Siturilor a fost marcată într-un mod original de către Direcția Județeană pentru Cultură Galați. La invitația consilierilor culturali, aproximativ 150 de elevi din școlile municipiului Galați și din comunele Braniștea și Tulucești au participat la activități de promovare și cunoaștere a importanței și valorii sitului Valului Traian. Elevii de la școlile 2, 9, 41 de la liceul cu program sportiv, dar și studenți, au mers câțiva kilometri pe Valul lui Traian în cele două extremități ale acestuia, la Tulucești și în satul Traian, comuna Braniștea. Au fost alese aceste zone deoarece la extremități Valului Traian este foarte ușor accesibil și relativ bine conservat și poate fi dezvoltat de către cele două comunități pentru scopuri turistice. Consilierii Direcției de Cultură au pus în evidență valoarea monumentală și istorică a situlului pentru România și pentru județul Galați, oferind tinerilor detalii despre scopul, funcțiile și poziționarea strategică a acestei uluitoare lucrări genistice a Imperiului Roman de pe teritoriul Daciei. Asemenea soldaților romani, tinerii grupați în cohorte culturale au fost întâmpinați de către primarii celor două comune de la marginea valului. Toți componenții acestor patrule turistice au primit din partea Direcției de Cultură tricouri cu inscripția "Am mers pe Valul lui Traian din Galați", iar primarii Marian Adamache și Petrică Bratu au oferit tinerilor exploratori vasă de ceramică de Braniștea și câte o monografie a comunei Tulucești.